Să-mi spuneți când pot să încep. În conformitate cu prevederile constituționale, în urma deciziei președintelui României, Klaus Iohannis, de a mă desemna în calitate de prim-ministru, în vederea formării guvernului, în termenul constituțional, am depus lista guvernului și programul de guvernare la președinții celor două camere, respectiv președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului. România are nevoie de un guvern legitim, cu deplină capacitate de exercițiu a prerogativelor sale. Partidul Național Liberal, așa cum i-a anunțat pe români, și-a asumat răspunderea formării guvernului și, după reușita moțiunii de cenzură, a dat României o formulă de guvernare care urmează procedurile de investire în cele două camere ale Parlamentului. Ne aflăm într-o situație extrem de gravă. După 3 ani de guvernare habarnistă, care a anulat toate avantajele pe care le-am fi putut dobândi ca urmare a ciclului economic pozitiv, după o guvernare care a făcut praf toate sistemele publice din România și a distrus încrederea investitorilor în guvern și în România, după o perioadă de guvernare în care nu s-a realizat aproape nicio investiție importantă în România, iar banii publici au fost risipiți în cheltuieli nesăbuite, suntem într-un moment în care e nevoie de un guvern care să readucă România pe drumul corect. Avem urgențe de îndeplinit, fără de care se pot crea situații extrem de grave care pot să afecteze viața fiecărui român. Printre obiectivele imediate pe care le avem, se găsesc lucruri extrem de importante. În primul rând, ordonanța de urgență privind restructurarea guvernului. Așa cum am promis, am redus numărul de ministere, iar obiectivul nostru este acela de a crea o structură guvernamentală eficientă, suplă, care să aibă capacitatea de a gestiona atât problemele curente, cât și programele de perspectivă în fiecare domeniu de activitate. În momentul de față, sunt instituții publice și autorități locale care nu au resurse financiare pentru a încheia anul. Există riscul să nu se poată plăti salarii, indemnizații pentru persoanele cu dizabilități, salarii ale asistenților personali ale persoanelor cu dizabilități. Există riscul ca autoritățile locale să nu mai aibă resurse financiare să asigure căldura în școli, să asigure iluminatul public în localitățile pe care le conduc. Este o nevoie imediată de o rectificare bugetară care să asigure resursele financiare către toate instituțiile publice din România și către toate autoritățile locale. Este nevoie de un guvern legitim, pentru că pregătirea pentru iarnă aproape că nu a fost realizat. Situația stocurilor în domeniul energiei, nivelul de pregătire al entităților care trebuie să se ocupe de căile de transport este egal aproape cu zero și guvernul trebuie de urgență să ia toate măsurile necesare pentru a asigura pregătirea pentru sezonul rece, atât în domeniul energetic cât și în domeniul transportului.
suntem în riscul de a pierde bani europeni până la sfârșitul anului. În cazul în care nu este instalat cât mai repede guvernul, riscăm să pierdem sute de milioane de euro în cazul în care nou guvern nu este instalat pentru a lua măsurile imediate care sunt absolut necesare pentru a evita dezangajarea fondurilor europene. Tot în domeniul fondurilor europene este necesară o accelerare a procesului de absorpție a fondurilor europene, de asemenea începerea discuțiilor cu Comisia Europeană pentru realocarea ale anumitor fonduri europene de la programe unde nu există capacitate de absorpție către programe unde există capacitate de absorpție. Situația în domeniul ordinii publice și al siguranței cetățeanului a ajuns într-un punct critic în care sunt necesare măsuri imediate de reasigurare a funcționalității poliției, jandarmeriei, de readucerea acestor instituții fundamentale din situația de gardien ai puterii la rolul lor constituțional și legal de servitori ai interesului cetățeanului și de apărători ai vieții, siguranței, integrității și proprietății fiecărui român. Evident, este pe agenda noastră de priorități desecretizarea dosarului privind violențele din 10 august. De asemenea, avem urgență în ceea ce privește organizarea alegerilor. Și unul dintre obiectivele imediate pe care le avem este asigurarea unor alegeri libere, corecte, care să permită exercitarea dreptului de vot pentru fiecare cetățean român în cele mai bune condiții și care să le permită românilor să-și aleagă președintele pe care îl doresc. Nu în ultimul rând, există situații în fiecare domeniu care reclamă decizii imediate, decizii care nu pot fi luate decât de către un guvern legitim investit de Parlament. Situația examenului de rezidențiat este cunoscută de toată țara. De asemenea, există situații critice tot în domeniul sănătății, în ceea ce privește medicamentele, în ceea ce privește programul de vaccinare. În domeniul educației, de asemenea, există urgențe foarte clare. Trebuie reglementate cât mai rapid decizii privitoare la curiculă și la organizarea examenelor naționale, fără de care elevii nu vor ști pentru ce tipuri de examene trebuie să se pregătească și vor fi aruncați iarăși în situația în care de a afla pe ultima sută de metri cum se organizează examenele și pentru ce trebuie să se pregătească. Repet, în fiecare domeniu de activitate există urgențe care trebuie rezolvate imediat și care nu pot fi rezolvate decât de un guvern legitim. Vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor noștri care au fost alături de noi la susținerea moțiunii de cenzură și la reușita moțiunii de cenzură. De asemenea, le mulțumesc tuturor partenerilor noștri politici din Parlamentul României, cu care am avut discuții, cu care am încheiat înțelegeri, acorduri pe care le vom pune în practică prin intermediul programului de guvernare. Fac un apel către orice parlamentar care nu face parte dintre formațiunile politice care au declarat susținerea guvernului, fac apel la rațiunea, bunul simț și patriotismul fiecărui parlamentar privitor la poziționarea în procedura de investire a guvernului. Nu dați curs boicotului pus la cale de oameni disperați care vor pe ultima sută de metri să-și acopere urmele furăciunilor pe care le-au făcut la ministere, care vor pe ultima sută de metri să angajeze cheltuieli și care pe ultima sută de metri vor să-și osifice clientela politică în toate structurile administrației, în speranța că guvernul care va veni după votul de investitură
va putea fi boicotat de toată această clientelă politică a celor aflați la putere. Românii vor judeca aspru poziționarea fiecărei formațiuni politice și a fiecărui parlamentar individual în procesul de investire a guvernului. Partidul Național Liberal a acceptat o răspundere enormă într-un moment extrem de dificil și ne-am asumat toate riscurile care decurg din poziționarea noastră politică, pentru că înțelegem foarte clar care sunt nevoile României astăzi. Iar nevoile fundamentale ale României sunt legate de un guvern care să readucă normalitatea în funcționarea instituțiilor, care să recâștige încrederea cetățenilor, care să recâștige încrederea mediului de afaceri și a investitorilor în România și care să repornească toate motoarele individuale ale dezvoltării economice. România are nevoie de un guvern care se concentreze pe modernizarea infrastructurii în toate domeniile, de la infrastructura de transport până la infrastructura școlară, infrastructura medicală și infrastructura critică din toate celelalte domenii de activitate. România are nevoie de un guvern care să respecte cu sfințenie drepturile și libertățile fundamentale ale fiecărui cetățean. România are nevoie de un guvern care să fie partener al fiecărei comunități locale și al autorităților publice locale care reprezintă aceste comunități locale. Am alături de mine și le mulțumesc că sunt împreună în această întreprindere extrem de curajoasă și de provocantă pentru România, o echipă de oameni valoroși, cu experiență profesională, oameni integri, oameni care își iubesc meseria, oameni care sunt dispuși să se pună la dispoziția cetățenilor români pentru a rezolva toate marile probleme cu care se confruntă România astăzi. Dacă nu aveți întrebări, vă mulțumesc. În momentul de față, aveți nevoie în primul și primul rând de 233 de voturi pentru investirea acestui guvern. Cum veți proceda, pe câte voturi vă bazați în momentul de față, cum veți proceda ca și pe viitor, nu doar la investire, să aveți... Știți că vă răspund cu mare plăcere la toate întrebările. În schimb, această conferință de presă este dedicată strict prezentării listei guvernului și a programului de guvernare. Dar este legată să ne vorbească și dintre miniștri. Este o solicitare a Comisiei Europene care datează, din câte țin eu minte, din 2014, de a stabili acest mecanism care se bazeze pe indicatori economici obiectivi, cum sunt indicele productivității, rata inflației, creșterea economică sau creșterea salariului mediu brut, și care să fundamenteze modul de calcul al salariului minim pe economie. Salariul minim pe economie nu poate fi scos din burtă de un ministru al muncii sau mai știu eu de ce funcționar dintr-un minister sau altul fără să aibă un fundament real. Pentru că salariul minim pe economie este un instrument reglator al întregii piețe, iar orice fixare a salariului minim pe criterii administrative subiective care să nu aibă la bază indici obiectiv, riscă să afecteze negativ întreg mediul de afaceri și până la urmă să se întoarcă chiar împotriva angajaților care beneficiază de o eventuală mărire a salariului minim. Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri și care are consecințe bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotărâre de guvern. Dacă totuși vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica. Vom dezbate acest subiect, așa cum este normal, cu partenerii sociali, cu patronatele, cu sindicatele, cu reprezentanții societății civile, pentru a ajunge la o decizie care să aibă la bază, exact cum v-am spus, fundamente reale
indicatori economici obiectivi și nu obiective de natură electorală. Nu v-am răspuns asta, v-am răspuns că acest guvern nu are capacitatea de a emite o astfel de hotărâre de guvern. De asemenea, v-am răspuns că vom deschide un dialog cu reprezentanții mediului de afaceri, reprezentanții sindicatelor, reprezentanții ONG-urilor din Consiliul Tripartit pentru a ajunge de comun acord la o formulă care, într-adevăr, să folosească această pârghie decizională pentru a da un input favorabil economiei și nici de cum să creeze consecințe economice defavorabile. Noi am stabilit un plan de lucru pentru fiecare ministru care se găsește pe lista miniștrilor propuși în cabinetul meu. Candidații la miniștri vor avea discuții cu reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului de afaceri, de asemenea cu reprezentanții organizațiilor profesionale din domeniu, de asemenea se vor deplasa la ministere pentru a solicita, pentru că au dreptul constituțional de a cere acest lucru, situația la zi în fiecare minister sau autoritatea administrației publice centrale. În momentul în care vom avea o analiză extrem de clară, care să reflecte întregul adevăr, pentru că vă spun de acum, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în ministere și în alte autorități publice care au fost ascunse de ochii lumii până astăzi, exact cum a fost ascunsă acea înregistrare. Evident că vom lua toate măsurile care se impun. În ceea ce privește... Nu vă pot da răspunsul astăzi la această întrebare. Suntem în procedura de investire a guvernului. Evident, după investirea guvernului, fiecare dintre miniștrii care vor fi desemnați să conducă ministerele, va sta la dispoziția mass mediei cu răspunsuri la orice fel de întrebare. În ceea ce privește programul de guvernare, nu ați inclus și alegerea primarilor în două tururi. Este o... O să vă dau un răspuns în momentul în care vom avea capacitatea de a efectua o analiză detaliată a activității pe fiecare minister, pe fiecare departament de minister, pe fiecare agenție. V-am spus foarte clar că vom face, cu siguranță, este inclus în programul de guvernare faptul că ne dorim un audit profesionist, serios, la nivelul fiecarei instituții guvernamentale, care să scoată la iveală disfuncționalitățile, problemele din sistem și care să ofere capacitatea de a genera soluții de îndreptare a situației în fiecare minister. Nu vă aud. Vă spun din capul locului că intenția mea este să reorganizăm fiecare minister, de altfel și vedeți că am optat pentru o formulă cu doar 16 ministere. De asemenea, vom analiza pe fiecare agenție, autoritate, care este cea mai bună structură organizatorică. De asemenea, vom adopta organigrame noi pe fiecare minister în funcție de evaluările pe care le facem privitor la situația din fiecare minister. Aveți analiză în acest moment de cât secretarul de stat ar fi nevoie? Cu siguranță mult mai puțin. Vă spun la nivelul, de exemplu, la nivelul premierului, angajații secretariatului general, ai cancelarii, nu știu dacă aveți informații legate, sunt aproape 1000 de angajați. Acolo. Cu siguranță, aceia care sunt capabili în cadrul noilor organigrame vor fi preluate în urma unor examinări, a unor concurs. Există această variantă de disponibilizare, normal. Exact un calendar. Acest audit pe care
Calendarul e foarte simplu. După votul de investitură, după votul de investitură, va trebui să adoptăm într-un termen cât mai scurt posibil, deja lucrăm la ordonanța de urgență privind organizarea și funcționarea guvernului. În urma ordonanței privind organizarea și funcționarea guvernului, în termen de maxim 30 de zile, fiecare minister va veni cu proiectul de hotărâre de guvern privind organizarea ministerului și a entităților care sunt subordonate ministerului respectiv. Iar evident că în perioada asta vom efectua atât un audit intern, cât și vom apela la un audit extern, care audit extern, în schimb, în mod evident, trebuie contractat, sunt niște proceduri de selecție competitivă și care probabil va dura un pic mai mult. Doamna Monica Anisie a fost secretar de stat în Ministerul Educației și a făcut lucruri foarte bune pentru educație și este o persoană pe care o apreciez în mod deosebit și care nu este apreciată numai de mine, ci este apreciată de foarte mulți oameni care sunt legați de educație. În ceea ce o privește pe candidata la funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, este membru PNL, este președinte al Partidului Național Liberal. Sigur că experiența pe care a avut-o în guvern ca ministru pentru dialog social este o experiență care o va ajuta să gestioneze cu și mai mult profesionalism activitatea la nivelul Ministerului Muncii. Este evident că orice om care a girat o funcție publică, o funcție de demnitate publică, de ministru, de secretar de stat, într-un guvern și care și-a făcut treaba, are un plus și are o capacitate suplimentară de a gira cu profesionalism și promptitudine rezolvarea marilor probleme din fiecare minister. Dăm această capacitate. Ministrii, propuși, te rog frumos. Criteriile de selecție au vizat profesionalismul, integritatea, experiența în domeniu. Evident că nu am operat niciun fel de discriminare în această selecție. Aveți un post de vicepremier. Este în programul nostru de guvernare, am anunțat foarte clar, de altfel a făcut și obiectul negocierilor cu partenerii noștri din Parlament care ne susțin intenția de a ajunge la o modificare a Ordonanței 114. De exemplu, cu cei de la USR ne-am înțeles că susținem abrogarea aproape în integralitate, cu excepția prevederilor legate de sectorul de construcții, unde acum, din păcate, după ce s-au majorat salariile, au crescut costurile, este foarte dificil să revină apoi, pentru că niciun angajator nu va putea să reducă salariul brut pentru un angajat din subordine, dar și aici va exista o soluție graduală de a echilibrare și de a asigura o etică fiscală pentru toți angajați. Prevederile din domeniul energiei, care au afectat dramatic sectorul energetic și care ne-au adus, de exemplu, în domeniul electricității, în situația de a fi importator de energie electrică, în loc să fim exportatori de energie electrică în conformitate cu capacitatea instalată a României. În domeniul gazelor, uitați-vă la creșterea importului de gaze în condițiile în care România este una dintre țările care are printre cele mai bogate resurse de gaz dintre țările Uniunii Europene. Evident, prevederile din Ordonanța 114 din domeniul energiei, prevederile din domeniul financiar bancar, prevederile care au afectat grav pilonul 2 de pensii, prevederile prin care s-au impus taxe în domeniul comunicațiilor, prevederile legate de fantomaticul fond de dezvoltare și investiții, de asemenea prevederile care au plafonat indemnizațiile și alte categorii de venituri pentru oameni, cum ar fi cei care au fost persecutați politic în perioada comunistă, indemnizațiile pentru academicieni care pur și simplu nu au niciun fel de drept să fie, cum să spun, să se ia măsuri atât de nedrepte împotriva lor. În ceea ce privește programul de guvernare, nu ați inclus și prevederea privind modificarea alegerii primarilor? Partidul Național Liberal are proiect de lege depus pentru alegerea primarilor în două tururi. Susținem în Parlament alegerea primarilor în două tururi. Toate cele trei proiecte de lege care există la Parlament, proiectul de lege al Partidului Național Liberal, proiectul de lege al Partidului Mișcarea Populară, proiectul de lege al USR, Partidul Național Liberal le va susține și se va implica pentru a asigura
majoritatea pentru adoptarea acestor proiecte de lege. Ceea ce privește secția specială, în programul de guvernare scria că guvernul va avea în vedere această situație cu secția specială. Ce veți intenționa să... Partidul Național Liberal, alături de alți parteneri care ne susțin, suntem inițiatorii unor proiecte de lege privitor la desfințarea secției speciale și normal că susținem la nivelul Parlamentului desfințarea secției speciale. Sigur o să mă întrebați, ordonanțe de urgență în domeniul justiției nu mai pot fi date. Asta este realitatea. Cetățenii români în 26 mai au luat o decizie. Ați spus mai devreme că fiecare membru din echipa dumneavoastră are competența și girul să conducă acest minister, așa că aș vrea să-l întrebăm pe ministrul propus de finanțe. Astăzi niciun ministru nu vă va răspunde la întrebări. De ce? V-am spus care este planul de acțiune. Astăzi vă răspund la întrebări, dar colegii mei vor sta la dispoziția dumneavoastră în comunicarea publică după ce vor parcurge pașii pe care i-am stabilit, pe care îi repet, consultarea societății civile, a patronatelor, a organizațiilor profesionale, a specialiștilor în domeniu de activitate și mai ales prezența la minister pentru a primi în mod oficial din partea conducerii ministerul, funcționarilor din minister, situația la zi cu toate problemele care există acolo. Ăsta este planul de acțiune. De altfel, din momentul în care vom avea o oglindă fidelă a situației existente, vor fi la dispoziția dumneavoastră începând cu audierea din comisie. Atunci spuneți-ne dumneavoastră, vă rugăm, din programul de guvernare despre eliminarea supraaccizei la carburanți, split TVA, suprataxarea contractelor part-time și despre pilonul 2 de pensii. Păi de aceste măsuri care sunt prevăzute în programul de guvernare deja fac obiectul unor proiecte de lege care sunt în diferite faze în Parlament. Sigur, unele au fost respinse. Cel mai probabil vom pregăti un proiect de lege care să cuprindă toate modificările de natură fiscală, evident, în urma unui studiu de impact, a unei analize foarte serioase și mai ales a unor măsuri aferente măsurilor respective și vom înainta Parlamentului un astfel de proiect de lege. Niște exemple din acest proiect de lege de natură fiscală. Deci sunt prevăzute acolo măsurile. La ora actuală a fost adoptată ordonanța 4 prin care s-a stabilit supraimpozitarea contractelor part-time. În loc să fie plătite contribuțiile la nivelul veniturilor efective pe care realizează o persoană dintr-un contract part-time, este obligat să plătească ca și cum ar lucra 8 ore. Este o suprataxare, este injustă și, după părerea mea, este neconstituțional. Normal că o modificăm. Este vorba supraacciza la carburanți. Oricine urmărește evoluția efectelor supraaccizei la carburanți poate să constate că a acționat ca un factor inhibitor în dezvoltarea economică, pentru că a afectat toate sectoarele, de la agricultură pentru lucrările agricole, până la toate companiile de transport de persoane și de marfă, până la fiecare cetățean care a trebuit să plătească mai mult din buzunar pentru combustibilul pe care îl folosește ca să se deplaseze cu mașina proprie. E o măsură care n-a avut consecințe, a fost gândită să aducă mai mulți bani la buget și nu a fost gândită pentru a genera niște efecte economice, iar efectele economice pe care le-a generat au fost efecte economice negative. Vrem să îndreptăm aceste efecte, vrem să creștem competitivitatea și prin scăderea prețului la combustibil ca urmare a eliminării a unei supraaccize pe care vă aduc aminte că în campania electorală PSD a promis eliminarea supraaccizei, au ajuns la putere, au eliminat supraacciza, după care, după 9 luni de zile, în august, au reintrodus supraacciza. Pilonul 2 de pensii, v-am spus, solicităm abrogarea tuturor prevederilor care sunt cuprinse în ordonanța 114, care nu fac altceva decât să determine un interes din ce în ce mai scăzut al administratorilor privați, profesioniști care administrează aceste fonduri de pensii și care știm foarte bine că măsurile astea au fost introduse cu obiectivul precis al guvernelor anterioare ale PSD, de a pune mâna pe pilonul 2 de pensii, de a alunga administratorii privați și de a prelua într-o administrare oneroasă a unor oameni puși de Dragnea și de Vâlcov a administrării fondurilor de pensii. Veți face până la finalul anului prin ordonanță? Nu, n-am auzit întrebarea. Veți face până la finalul anului prin ordonanță?
am dat răspunsul la această întrebare. Pentru mine, emiterea de ordonanță de urgență, în conformitate cu prevederile constituționale, nu se poate face decât de către guvern, decât în situațiile în care, într-adevăr, există o urgență. V-am dat un exemplu. Există o urgență în ceea ce privește rectificarea bugetară și nu se poate face altfel decât prin ordonanță de urgență. Există o urgență în ceea ce privește reglementarea activității guvernului și a ministerelor. Din cauza asta e necesară o ordonanță de organizare și funcționare a guvernului și a ministerelor. Nu voi apela la ordonanță de urgență decât în cazuri de urgență clare care să nu existe niciun fel de dubiu. Instrumentul nostru este foarte simplu. Comunicarea cu societatea, dialogul, negocierea și transmiterea spre dezbatere parlamentare și dezbatere publică în societate a proiectelor noastre legislative. Cum ați proceda pentru a aplica prevederile actuale din legea pensiilor și, mă spunem, indirect și cum veți proceda și cu... Este o lege în vigoare. Orice lege care este în vigoare trebuie respectată de guvern. Nu ne stă în fire ceea ce au făcut guvernele anterioare, în special în ultimii 3 ani de zile, să fie primii care încalcă legea. Vă readuc aminte că pensiile trebuiau indexate într-un alt sistem, printr-o lege a pensiilor, cu 50% din creșterea salariului mediu brut plus compensarea integrală a indicelui de creștere al prețurilor de consum, rata inflației, la începutul anului. Ăla era sistemul predictibil în care știa orice bunic și părinte, orice om aflat la pensie, cu cât îi crește pensia la începutul anului. Sistemul ăsta introdus de ei, sigur, a bulversat complet sistemul, dar este o lege în vigoare, este o lege promulgată de președintele Iohannis și o lege pe care vrem să o aplicăm. Vrem să o aplicăm, v-am dat răspunsul. Nu vă aud. Lista de miniștri pe care am prezentat-o Parlamentului este o listă care a fost votată de Biroul Politic al Partidului Național Liberal, este rodul unei selecții riguroase pe care am făcut-o atât între specialiștii Partidului Național Liberal, cât și în anumite domenii, o selecție pe care am făcut-o dintre experții din afara Partidului Național Liberal. Vedeți că avem 3 specialiști în guvern, care nu sunt membri ai Partidului Național Liberal. Este vorba de ministrul fondurilor europene, domnul Ion Marcel Boloș. De asemenea, este vorba de ministrul afacerilor externe în persoana domnului Bogdan Aurescu și, de asemenea, în persoana ministrului apărării, pe domnul general Ciucă. Vă întreba colega mea despre pensiile speciale. Aveți în vedere și desfințarea... Suntem adepții principiului contributivității, care trebuie să stea la baza calculului pensiilor, cu excepția pensiilor de serviciu ale cadrelor militare. Asta este decizia noastră politică, suntem în schimb realiști, nu am trecut în programul de guvernare decât începerea unei analize și a unei dezbateri publice care să ducă la o reformă reală a pensiilor, care să elimine discriminările din sistem, care să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii, care să asigure cu adevărat creșterea puterii de cumpărare a pensiei atunci când are loc o creștere economică în societate și la eliminarea șmecherilor prin care unii sunt mai deștepți decât alții și fiind la butoane pot să-și calculeze pensia cum vor ei. Cât ai muncit în viață, cât ai contribuit, din cauza asta suntem susținătorii și ai pilonului 2 de pensii care asigură de fapt tot o formă de plată a pensiilor printr-o contributivitate cu singura diferență că banii cu care contribui de-a lungul perioadei active sunt investiți și sunt înmulțiți de administratorii privați. V-am spus că acest guvern are un mandat limitat, suntem un guvern de tranziție, după alegerile prezidențiale, în măsura în care va exista voința politică pentru un pact în vederea anticipatelor care să ne garanteze că putem să ne ducem în alegerile anticipate, vom susține acest pact și suntem realiști să ne dăm seama că nu putem peste noapte să venim cu un proiect de lege de modificare a legii pensiilor care să țină cont de toate problemele din domeniu, de toate specificitățile care există, de toate nedreptățile care au fost generate de diferitele puteri de-a lungul timpului. În domeniul transporturilor, în programul de guvernare... Lăsați-o pe colega și după aia vă răspund dumneavoastră. În programul de guvernare are legătură, vă întreb
fonduri, proiectele de infrastructură, pentru că sunt prevăzute începerea lucrărilor de construcție sau urgentarea documentației necesare în cazul lor. Păi sunt în diferite faze. Pe autostrada Târgu Mureș și Iași-Ungheni, în mod evident, trebuie accelerată procedura de realizare a studiului de fezabilitate, de întocmirea documentației economice, de asemenea depunerea cererii de finanțare pentru a putea finanța realizarea acestei documentații tehnico-economice cu finanțare europeană. Sunt sectoare care urmează, pot fi finalizate, cum sunt cele sectorul 1 de la Sebeș-Turda, Sebeș până la Alba Iulia, sectorul 2 nu cred că poate fi finalizat într-un termen de ani de zile. Trebuie accelerate procedurile pentru contractarea pe cele 5 tronsoane care sunt pe coridorul 4 european Sibiu-Pitești. De asemenea, trebuie date în folosință cele două tronsoane de pe Lugoș-Deva care au fost finalizate. Trebuie accelerată procedura de, dar în condiții legale, nu ce face CUG la Ministerul Transportului. Trebuie accelerată procedura de încheierea contractelor pe cele două sectoare de cale ferată dintre Brașov și Sighișoara, Brașov-Cața și Apața-Sighișoara. Evident, trebuie accelerate procedurile în ceea ce privește obținerea de finanțări pentru asigurarea lucrărilor de navigabilitate a Dunării. Încercăm să deblocăm proiectele, încercăm să accelerăm realizarea unor proiecte, încercăm să obținem finanțare pentru proiecte care în momentul de față nu sunt finanțabile. Vă ascult! Dacă dumneavoastră credeți că vă răspund la întrebarea asta, înseamnă că mă considerați... Eu am refuzat și când eram ministru al transportului să spun cu exactitate câți kilometri vor fi făcuți. Ce e cert este că vom acționa cu o viteză de cel puțin 3 ori mai mare decât s-au mișcat ei. Până acum ați criticat. Abia așteptăm să fim în situația de a arăta ce știm să facem și ce putem face. Se știe foarte bine. Haideți să nu ne ascundem, că vorbim adevărul. Sigur că în programul de guvernare ne-am angajat să ținem deficitul cât mai jos, cât mai aproape de ținta de 3%, dar vă spun limpede. După execuția bugetară de la 9 luni, care ne arată un deficit bugetar de 2,7%, e clar că nu ne putem angaja că putem să ținem sub 3% ținta de deficit. Vom lua toate măsurile care pot fi luate pentru a reduce cheltuielile nenecesare, vom îmbunătăți colectarea, iar pe termen mediu și lung, în mod evident, vom readuce încrederea investitorilor, vom da drumul la economie, vom genera o dinamică economică care să asigure o creștere economică care să aducă mai multe venituri la bugetul statului. Și în privința legii salarizării unitare, astăzi vă spun, este o lege în vigoare pe care guvernul o aplică așa cum aplică orice lege care este în vigoare. Sigur că va începe o analiză, sigur că vom încerca să analizăm cum a operat această lege și ce modalități de a realiza niște îndreptări ale unor prevederi care au creat discriminări între anumite categorii de personal și care de asemenea nu asigură o premiere a performanței, care nu asigură o premieră a meritului și a dedicării în activitate. La ora actuală toți sunt plătiți OTOVA, indiferent ce fac. E momentul să avem o abordare în administrație în care să începem să normăm activitățile, să începem să nu mai facem hârțoage la sfârșit de an în mod formal, în funcție de cât de mult îi plac ochii unui angajat șefului, ci efectiv să analizăm obiectiv activitatea fiecăruia, să creăm diferențieri în ceea ce privește răsplătirea prin venitul acordat salarizării. PNDL merge înainte, PNDL 2 și PNDL 1. Toți primarii, toți președinții de consilii județene trebuie să știe foarte clar programele de investiții susținute de la nivel guvernamental în comunitățile locale vor merge înainte și se vor finanța. Mai mult decât atât, normal că noi ne dorim să pregătim și un PNDL 3, dar acest PNDL, Program Național de Dezvoltare Locală. Nu cred, cred că ei înțeleg foarte bine ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Locală. S-ar trebui să nu ne voteze pentru că susținem alocarea de resurse financiare către comunitățile locale și către județe sau către ITI-uri, bani europeni care sunt tot pentru dezvoltare. Singura problemă este să existe o corelare
între fondurile europene care vin să finanțeze proiecte de dezvoltare locală în funcție de domeniile în care pot fi folosite la nivelul autorităților locale și programele guvernamentale, astfel încât să nu se aloce bani pentru același tip de proiecte, să se aloce bani pentru proiecte care nu sunt finanțabile de la nivel european și de asemenea să se aloce bani către autorități locale care nu sunt eligibile în proiectele cu finanțare de la nivel european. V-am spus că nu pot să mă angajez la cum arată execuția bugetară astăzi și mai ales la șmecherile care le-au făcut ca să țină jos deficitul bugetar, pentru că deficitul bugetar probabil nu reflectă deficitul real. Dacă ne uităm la dinamica împrumuturilor pe care le-au făcut în această perioadă, nevoia de a se împrumuta evident a fost determinată de o creștere constantă a deficitului de-a lungul exercițiului financiar bugetar din cursul acestui an, cum de altfel e o tendință constantă din 2017 până astăzi. Dar vom menține deficitul la cel mai mic nivel posibil, astfel încât să nu fim puși într-o situație dificilă în relația cu partenerii noștri. Care program de guvernare? Noi am făcut două cărți negre. Vă readuc aminte că la prima carte neagră, gradul de îndeplinire a obiectivelor din programul de guvernare era de 6,85%, iar a doua carte neagră era gradul de îndeplinire a obiectivelor din programul de guvernare la 2 ani de zile de vreo 12%, ceva de genul ăsta. Au fost niște minciuni gogonate cu care au aruncat praf în ochii cetățenilor și cred că niciun ministru din cei 88 de miniștri care au fost pe acolo nici măcar nu și-a citit obiectivele din programul de guvernare ca să știe ce trebuie să facă când se duce acolo. În acest program de guvernare vorbiți... Au fost la putere 3 ani, România au văzut ce au făcut, trebuie să înțeleagă că nu mai trebuie să cramponeze de putere, trebuie să retragă onorabil, orice partid onorabil, după pierderea alegerilor europarlamentare și după referendumul câștigător inițiat de președintele României, pleca frumușel acasă și lăsa România să repornească. În acest program de guvernare vorbiți de nevoia de investiții. Pe domeniul de sănătate, concret, în acest an, următorul an, câte spitale puteți ridica? Sau aici nu e vorba de ridicare de spitale. Okay. Deci noi avem bani europeni din 2000. Deci noi avem bani europeni la dispoziție din 2014. Suntem aproape de finalul anului 2019. Și nu s-a făcut niciun proiect de spital din cele 8 spitale regionale promise, dar 3 sunt finanțate din fonduri europene. Nu este niciun proiect, nu s-a dat niciun ordin de începere, nu s-a pus nicio cărămidă pe niciun spital. Ce ne angajăm să facem? Ne angajăm să accelerăm toate procedurile legate de fazele pregătitoare. Studii de fezabilitate, indicatori tehnico-economici, terenurile și toată infrastructura aferentă zonei în care urmează să fie construite spitalele, realizarea proiectului și începerea construcțiilor. Asta putem face. V-am spus că nu există altă soluție pentru România de a înceta mecanismul de cooperare și verificare decât acela de a respecta prevederile Tratatului Uniunii Europene, capitolul 2, privind statul de drept. Respectarea practicilor, bunelor practici, a normelor și regulilor după care funcționează justiția. Respectarea independenței justiției. Respectarea liberului acces al cetățeanului la justiție, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și respectarea recomandărilor care sunt cuprinse în raportul privind mecanismul de cooperare și verificare. Pozițiile publice ale miniștrilor din cabinetul Orban, v-am spus că vor fi făcute publice după parcurgerea etapelor stabilite. În mod evident îi veți vedea în cadrul audierilor, în care sunt convins că li se vor pune întrebări dintre cele mai incomode și vă vor sta la dispoziție în comunicarea publică. Ultima întrebare, ne cerem scuze. După investirea guvernului. După investirea guvernului. Nu vă dau răspunsuri legate de strategia noastră. Singurul lucru pe care vi-l comunic este că am
trimis și președintelui Senatului și președintelui Camerei Deputaților o scrisoare în care am propus un calendar. Întâlnirea birourilor permanente reunite luni, audierea ministrilor în comisii marți și votul de investitură în plen miercuri. L-am anunțat pe domnul președinte Ciolacu că vreau să fiu prezent, să argumentez în fața birourilor permanente reunite ce motive determină solicitarea acestui calendar și sunt convins că vor avea politețea să mă invite, pentru că am suficient de multe lucruri să le spun, astfel încât să-i conving că nu mai trebuie să tragă de timp, că nu mai trebuie să aștepte până se finalizează concursurile, că degeaba se finalizează concursurile, că oricum, prin reorganizarea ministerelor și prin reorganizarea altor entități ale administrației publice, le fac degeaba, că oricum le fac în afara legii, și trebuie să înțeleagă că nu mai pot să-i cramponeze de putere în acest stil rușinos și penibil pe care orice român îl condamnă astăzi. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă și ne revedem cât de curând. V-am dat răspuns. Haideți, vă rog.